Băieți, astăzi ar fi prima zi în care suntem așa liberi, după ce am zis că ne dăm demisia. Auzi-l pe la Cutico. Vrem să vedem ce se mai întâmplă pe aici prin oraș, cum merge treaba, ce se întâmplă, ce... Mamă, ce l-am bușit pe ăsta. Și na. Ăla merge mai repede ca în BMW-ul meu, mă, ești de bunteți la aia. Hai să vedem cu cine agățăm pe aici, până la oraș. Ia că vine să-l vedem. Domnule, m-au auzit? Domne, dați peste mine. Domnule, chiar așa. Dați-mi mine acolo, m-ați lovit în spate. Păi nu se poate așa ceva. Domnule, m-au auzit? Ce facem aici? Ne batem joc? Să pune cum e acolo și pe nimeni. Să tăi, ce s-a întâmplat? Domnule, te face o poză. Băi, ia vreo, mă, cu și pe mine să vorbesc în puii mei. Nu, mă, ia vreo, domnule, m-au zis. Băi, da. Ați dat în mine acolo, m-ați lovit în spate, ce facem aici? Domnule, nu mai spune așa, că dacă te aude cineva că am dat în tine și că te-am lovit în spate, cine știe la ce se gândește? Băi, am adus ea că iată, ce-ai... Fii mai precis, te rog. Vreda, mă, lăsa și pe mine să vorbesc. Domnule, m-au zis, lasă un puțin mașina cu mea noastră să văd ceva. Poftim? M-am auzit, domnul... Băi, ăsta în albu? Da. Deci, domnul taximetrist, îmi cer scuze, dar trebuie să plec. Mă bușisem un pic cu taximetristul. Ăsta vine după mine, mă, el aleargă după mine. Unde vrei, mă, să vii după mine? Ce zici? Dacă putem face o poză. Hai! Da, uite, mă, nu pot să mă dau jos. Bă, de ce nu pot? E încuiată, mă. Stai, mă, frate, că nu știu nici nu pot să mă dau jos. Aveam mașina încuiată. Dar mai sunteți în prietie. Bă, sunt, dar mi-am luat pauză. Nu știu, vreau să-mi dau demisia astăzi, cred. A. Astăzi cred că o să fie final. Mulțumesc. Te pup și eu, grație. Dau demisia, băiți. Ia uite, e pe ăștia, frate, cu limuzine. Unde plecați baștearilor cu limuzinele astea? Băi, au ceva, mă duc după ei, nu știu ce au, dar au ceva important acolo. Mă duc să-i urmăresc. Trebuie să iasă ceva din asta. Trebuie să iasă ceva din episodul ăsta dacă mergem după ei. Când ajungem la final, sunt doi copii care se plictisesc și fac întrecere cu... Trebuie să-i dă oricine cu limuzina aici, în banca. Fuză, nu știu că limuzina. Ia să vedem, parcă e și aici în spatele lui Pops. Mama m-a luat. Ia zi, șefule. Ia zi, șefule. Hai, noroc. Am ieșit și noi la o tură cu... Mergem să ne plimbăm un pic. Tu ce faci? Cu ăstea, mă, cu limuzinele? Mhm. Păi, astea e șofer de limuzine sau sunt ale voastre, gen? Nu, sunt ale noastre. Păi, vă lipsești șoferi atunci. Păi, știu. Mergem să ne angajăm șoferi. Frumos, mașina. Nu vreau să fiu eu șoferul vostru? Nu. De ce, domnul? Nu, șefule, că... Ești o mare, important, influent și nu... Bine, voiam doar să fără o mașină, sincer. Nu vezi ce mașină ai? Păi limuzina aia cât costă? E vreo 1 milion. Așa, 900 și mult. Lasă-mă că lucrez în poliție de lună de zile și n-am făcut niciun ban. Știu. Niciun ban n-am făcut. Îmi pare rău. Am muncit pe... Poc frumoși. Cred că... Mergem și noi să dăm o tură, dacă ne mai auzim pe aici. Și scuze-ne încă o dată că cu noi te-ai întâlnit la casa ta. Da, stai liniștit, mi-am dat eu seama. Stai liniștit. Nu-i nicio problemă. Avem,
avem casă și noi lângă tine și fiindcă ăla era cel mai apropiat garaj, știi? Da. Mai parcăm acolo, dar nu o să mai parcăm. Păi și n-aveți garaj acolo? Păi n-avem garaj, avem numai casă, garaj, da. Păi vorbiți să vă pun și eu, că sunt unele care nu se văd, sunt așa mai, mai ascunse. Da, 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 da. O să, o să rezolvăm. Mersi frumos. Plăcere, la frumos. Fel, salut. Mă duc, băieți, mă duc și eu cu treaba aia. Pare cam aici doi polițiști în față, dar unde sunt ăștia din acolo? Uite, aici e un polițist și aici e un polițist, nu știu ce sunt punctele alea, chiar nu știu ce sunt, sincer, chiar nu știu ce sunt. Uitați-l pe ăsta, mă, vrea să ia mașina, frate. Ăsta vrea să ia mașina, mă, asta e dacă poate să ia, mă, vrea să-mi ia mașina. Fă-te așa. Tu nu știi băga mea și pula măta. Vai să-mi ba pula măta de prost. Prostul pulii. Colegul blochează drumul și sună la poliție. Putut. N-aveți nimic? Cum să n-am nimic? Aia nu vezi cât de abia cum poți să mai mergi? Cum poți să mai mergi când am dat cu tine pământ? Da, da, dacă mi-ai de pământ, am nu-și rupt piciorul. Mi-ai rupt un pic curul, dar atâta. Nu vezi că de-abia mă stau așa crăcin. Foarte bine, domnul, foarte colegul bine. Blochează drumul să sună la poliție să nu treacă. Blochează drumul să nu meargă poliția. Păi ăsta în albu, dar... Te claxonezi până te dai. Aștepți. Ia uite ce față de viper are ăla aici, nebun. Da, 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 da. Ce da, 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 auzi? Ia mă, poliția că-ți dau eu cu pumnul în bot. Hai mă, dă-te să trec. Eu am mașină nouă, nu se vede. Am mașină nouă, nu se vede. Am mașini de 7 ori mai scumpe ca ale tale. Ia-ți mor, dă cu el de pământ. Și el are Skoda, să cere acolo. Am camere 360 pe Skoda asta, mâncarea și gura dumii tale. Bă, tu m-auzi, mă? Poate că o dat domnul ăsta peste noi și vrem. Bă, m-auzi, mă? A crezut că m-a... blochează-mă și în spate, că altfel... Dar e roșie, băi, urât rău dacă e roșie. Te-ai gândit? Nu te-ai gândit. Hai, vorbește la telefon cu claxonul ăsta, hai! Păi nu răspunde, că nu-ți răspunde nimeni, că nu prezinți interes. Stai că sunt și eu, nu prezinți interes. Eu nu mă bag, sunt în... Sunt în pauză, nu mă bag. Prezinți interes. Vă da să trec. Vă calc. Eu nu dau înapoi niciodată. El și cu Tani Bucanu. Reții numerele ăștia de matriculare, bosule. Ieși, te fac o poză. Mă bebe! Să le ai în dinți data viitoare. Ai râs, nu? Dă-te! Da? Pa, predă-te, predă-te, măi! Au fugit, mă, nebunul. Au venit poliția, au fugit. Vrei, se poate o poză? Domnul, mă auziți? Da, da. Ce părere aveți despre poliția română? Ați văzut? A venit, i-a dorut undeva. Cum? S-a dus să-l urmărească pe ăla acum, adică ce-a s-a dus, dar după cât timp? Că
să mor eu de nu o durat un minut de pe loc. Hai te pup că mă ia somnul. Să-mi bebe, ai de capul meu, nu cred. Vă salut, băiți. Închide ușa, închide ușa. Bă, voi chiar ați blocat aici, mă. Bă, stați așa. Mi-a cam dispărut taxiul acum de aici. Cum adică mâncați, domnule? Cum adică mâncați? Mănâncă. Domnul cum e viu. Mănânc Teizu. Colegul, colegul cu cea mai mare. Ce asigurare, că n-am asigurare. Eu n-am văzut acolo 10, 80 pe eu n-am. Hai pe tabletă. Dar nu înțeleg. N-am văzut codul 10, 80 pe tabletă acolo. Cum să n-am văzut? 10, 84. Nu l-am văzut eu. Haide. Nu știu ce sunt așa obosit. Băiatul ăsta cu Skoda a dat peste mine și peste băiatul cu taxiul. Hai colegul, hai să mergi. Mea. Cred dacă nu-ți convine. Vreau dovadă, nu vreau să fiu acuzat pe nedrept. O să am fost trei mecanici, ți pot chema aici ca martor. Sunt martor și eu. Acum o să-i ridic mașina. Dacă vrei să vii la secție, ia să ridici mașina asta, că n-ai voie că-i sechestru pe ea în tribunal. Cum n-are voie, mă? Nu ce, domnul? Nu ce? La mulțumesc, domnul! Eu, mulțumesc! Da, mai zis odată, da, da. E ziua ta, bre? Aha. La mulți ani! Mulțumesc! Fii sănătos! Doamne ajută! Ia-o, domn mecanic, ia-o! Bă, să nu iei BMW-ul meu cumva din greșeală! Să nu iei BMW-ul meu, bre, din greșeală! Domnul BMW, respectul, vă salut! Să tăiți! Te-a băgat pe ăla la pușcărie, mă, bravo, Grasbo, că era tare în gură. Eu am vrut să vin aici să zic că sunt martor, dar nu a fost nevoie că l-au luat. Ia uite, mă, îmi cade stâlpul în cablu. Bă, domn mecanic! Bă, ai dat peste stâlp, mă, să-mi dai cu stâlpul în cap, mă. La mine nu este niciun stâlp, domnule. Bă, să-mi dai cu tot. Peste mașina dumneavoastră. Bă, uite-l și pe ăsta. Bă, blondule! Ei! Blondule, ia stai, mă, pe loc. Blondule! Mamă, mă duc după. Îmi cer scuze, dar la mine n-a fost niciun stâlp. Ăla-i blondul de... Fugiți după el! Ăla-i blondul de la mine, la casă, mă. Stai pe loc, blondule, ești arestat. Ia zi, ce căutai la mine la casă? Vino cu aici că te bat aici, în magazin. Băi, ce căutai la mine la casă? Ia zi. Domnul, auziți? Stai, mă, că întreabă cu ăsta. Băi, zi-mă, ce căutai la mine la casă, în los? Blondule, dacă nu răspunzi, te bale, te ca și pe tine, blondule. Domnule, mă auziți? Domnule. Ăsta era ieri la mine la casă și nu știu ce făcea pe acolo și vreau să-l bat. Aoleu. Mă aștept să vreau să te bani, vă rog frumos. N-am. Am muncit o lună de zile în poliție și n-am făcut niciun ban. Mă, vocea mea tare mi se pare cunoscută. He, stai cu bine, nu-i așa. Mai mare, dacă vrei. Păi la domnul, am ajuns la vin mașina, puteți să-mi dați o asigurare? Nu dau că n-am bani, dar lasă că vorbesc cu Andreea să-ți mărească salariul. Domnul! Bă. Ce faci, mă, rotești în cărici? Aolo, tate, ce m-ai speriat, tate. Bă, tage pe dreapta, mă! Ce-i, tati? Stai aici cu tati lui. Hai să stai cu tati aici să filmeze tati, da? Stai cu tati aici să filmeze? Hai! Uite tu, eu o să facem niște chestii aici și ne jucăm amândoi, da? Stai cu minte aici, lasă microfonul aici, nu-l umbla la el, lasă-l aici. Haide să-ți arate tati ceva, Denis, nu umbla, mai, stai cu minte. Haide, vino cu aici cu tati să ne jucăm ceva, da? Haide, uite. Nu, vino cu aici să-ți arate tati ceva și tu te uiți, haide. Uite, Denis, ce culoare are stopul ăsta de aici, tati, ce culoare e? Nu știu. Ce culoare e? Zi-mi ce culoare e stopul ăsta de aici. Aici. Roșu, bravo, tati, bravo. Așa, bravo. Și acum hai să mai crut.
Și, și ăsta îl postă de aici, ce culoare? Galben, bravo, tati. Ce mai găsim noi? Ce culoare mai găsim noi aici în orașul ăsta? Hai să vedem. Asta e mov, tati, da, bravo. Mai posezi din FPP, ce sunt? Mi-am murit mouse. Și acum, tati, ia. Mi-am murit mouse, tati. Ce am făcut, frate? Ce am făcut, frate? Ce-am făcut, frate? Mamă, ce-am făcut, frate? Deci, mă, cu tine aici puteam să fie de tătea, frate? Nu mai puteam să fie de tătea, frate? Nu mai se îmbrăte deloc acum, frate, ha? Stai un pic, frate. Stai, tate. L-am rezolvat. Hai încoace, tati, ia vină pe aici. Lasă, lasă ăla. Ce culoare are garajul aici jos, tati? Ia uite. Ce culoare e aici? Pepe. Ce culoare e? Pepe. Verde, bravo. Și garajul ăsta ce culoare are? Uite ăsta de aici, uite. Garajul aici, asta, mașina asta, ce culoare e? Asta. Albastru, bravo. Și asta? Și mașina asta? Liu. Galben, tati. Și asta? Liu. Griu, da, bravo. Și asta? Tatei. Verde, bravo, tati, bravo. Și hai să vedem aici, tati, uite. Punga asta de gunoi, ce culoare are, tati? Griu. Griu, bravo, tati. Dar ușa, tati, aici ușa, ce culoare e? Aici. Griu. Alb. Și aici ce culoare e? Sus aici. Griu. Roșu. Și butoiul ăsta, tati, ce culoare are butoiul ăsta? Asta. Ha? Ce culoare? Asta. Albastru, dar zici tu mai frumos. Bă, mi-a furat mașina, bă! Mi-a furat mașina! Mașina! Îl împușc. Băi, 1080 pe BMW-ul ăla, e mașina mea, prinde-l, omoară-l. Colegu! Stai venit, țarău! Împușc, împușc. Pistolul, bătare de mușcă. Uite-l, mă, eram sigur că trece pe aici și am știut că trece în șut. Dar nu am putut să-l prindem, tati. Deci n-am putut, tati, să-l prindem. De ce? Pentru că am mișcat încet. Da, tati, căutăm să-l căutăm, tati, să căutăm mașina, tati, că am pierdut mașina, tati. Mașina, ce rău, ce culoare lasă, m-a furat, tati? Roșu. Roșu, bravo. Și acolo? Ce culoare e acolo? Roșu. Roșu. Roșu peste tot, tati. Așa-te. E roșu, e roșu peste tot. De ce e roșu ăla? N-ar trebui să se schimbe și ea? Îmi spui tu când se face semaforul verde? Îmi spui? Ia să vedem, să așteptăm să se facă semafor verde. Să vedem dacă se face, tati, da? Verde. Verde acolo, dar aici? Ce culoare e semafor aici? Verde. Și acum ce culoare e? Galben, bravo, tati. Ce mai deștept, băia, tati. Ați Hai să luăm scuterul ăsta, tati, că nu mai avem ce să facem, că ne-a furat mașina, ai văzut că ne-a furat mașina ăla? Polițistul ăla. Mă duc după mașina acum. Care-i mașina mea? Mamă, poliția, măia, nu uita mine, mamă. Mergem să căutăm mașina, tati. Pare să fie aici undeva, dar nu cred că a rămas aici, n-a rămas. Hai să o căutăm până oraș. Mașina, mi-am pierdut mașina. Hei, mi-ai văzut mașina? Nu, aia nu e a mea. Mașina. Unde-i mașina? Am pe Denis în brațe, băieți, Denis stă la mine în brațe și eu cau mașina. Mașina, mașina. Unde mi-e mașina? La 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 la. Mi-au furat mașina asta.
La 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 la, unde e mașina mea? Tati, nu e ce la mașina. Tati, mașina asta ce culoare are mașina asta? Uite asta. Ce culoare are mașina? Ha? Roșu. Un roșu, e albă, tati, nu roșu. Bună ziua. Bună ziua. Opa, ce faceți tu? Ce să fac, bună ziua. Recunosc. Zi-tate și tu, bună ziua, zi. Bună ziua. Bună ziua. Domnul, mă auzi? Da, vă aud. Recunosc voce. Bună dimineața. Ce faceți, domnul, v-a schimbat? Bună dimineața. Ați rămas de tare. Îl știi cumva pe regele rău, pe Simba? Îl știi pe Simba? Da, nu, ia. Simba. Sau pe domnul Adidas, îl știi? Nu, nu, ia. Adidas. Zi, tati, Adidas. Simba. Eu nu cred că mecanicul ăla trecut pe lângă mine și mie mi-a dat pe... Adidas și domnul Adidas. Ce faci, domnul? Băi, ce faci? Ce ai făcut acolo? Domnul. Aoleu. Ce? Deci să vedeți întâmplări. Poftim? Mi-a sărit un stâlp în față și alergau un stâlp mai repede decât mine. A sărit un stâlp? Ți-a sărit un stâlp în față? A fix stâlpul, la știi că-s problemele. Ce culoare avea stâlpul? Ce culoare avea stâlpul? Gri, ce gri? Gri, da. Bă, era bine, era mai negrotese el de felul lui. Dar tu, eu uite mă, tu ce culoare ai aici pe tine? Ce culoare e asta, tati? Unde? Nu. Aici, aici, ce culoare e? Dacă intră... Aici, tati, ce culoare e aici? Am îndeținut. Bă, aia e mașina mea, bă. Eu pe aia o caut. Stai pe loc, fraiere! Mam, trebuie să-mi salvez mașina. Tati, trebuie să-mi salvăm mașina, tati. Intunel, dă-te-așa, dă-te-așa, nu intra, mine, dai. Bă! Na, fraiere, te mai dai jos, că am încuiat-o. Taxi, stai pe loc, taxi, stai pe loc. Prinde-l pe ăla și îți dau 10.000 dacă-l prinzi, pe ăla cu BMW-ul. Acum, domn. Trebuie să fur mașina, că e mașina mea. Prinde-l, urmărește-l. Nu-i probleme, nu-i probleme. Nu-i probleme, mă țin bine. Tu te ții bine. Stai pe loc, băi. Băi, dă-te jos. Nu, prinde din nou, prinde din nou, stai. Mă luci și cu Denis aici, mă luci cu... Haide. Este două. Mamă, iar am rămas în first person și-l mai pot să ies. Fute-mă, nu știu ce rasa lui. Uite, știu, eu conduc harta aici, nebun la cap. Eu dacă îmi vrut de mult, sunt de hard. Ce limite de căcat o pus ăștia în... Da, mă! Aici, vrei. Dă-i după el, prinde-l! Bă, mă, mă, bă! Tati, ce culoare e mașina asta, tati, în care suntem noi? Unde, unde s-a dus? Rușu. Ce rușu? S-a stricat. S-a stricat mașina, domn mecanic! Domn mecanic! Bă, lasă-l, bă, așa, bă! Nu-l vezi, nu e aici, asta nu e aici, tu nu-l vezi. Domn mecanic! Domn mecanic! Uite-l bă cum fuge cu mașina abia. S-a stricat mașina abia! Lasă-l bă, nu-i pe nu știu dacă-l mai prind. Domn mecanic! Mașina mea! Zi tati. O problemă îi. Da. Nu. Băieți, vă pup, ăsta a fost episodul. Mai mult atâta nu s-a putut, că deja Denis îmi rupe tot aici. Dacă îl țin 5 minute lângă mine, îmi distruge tot în jurul meu. Cum facem? Trage de toate, împinge de toate. Vă pup, ne auzim la un nou episod. Am două zi de lege. Hai, lasă, lasă, nu mai trage-te. Grasul, ești un gras pompaz, gata, dă extaz. Bre. Haide, hai să fugim, hai să fugim, hai să fugim, hai. Domnul. A dat lumea like și fugim.